Vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Romani, capitolul 13. Vom citi versetul 8 și apoi continuăm de la versetul 11 la 14. Repet, Romani 13 cu versetul 8 și 11 la 14, pagina în Biblie 1107. Și acest pasaj spune în felul următor. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții. Căci cine iubește pe alții, a împlinit legea. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, iubiți prieteni care stați la închinare împreună cu noi în Australia, în Olanda, în Germania, în România, în Grecia, Irlanda, oriunde vă găsesc dumneavoastră, Maroc, suntem înaintea Domnului, suntem în fața cuvântului Scripturii, cuvântul prin care am primit credința, cuvântul care ne revelează mântuirea, cuvântul care ne poate păstra, cuvântul care reprezintă pe Dumnezeu, caracterul Său, cuvântul care este puterea lui Dumnezeu, suntem în fața cuvântului care va rămâne în veac, peste toate timpurile. Și în fața acestui cuvânt trebuie să ne deschidem inima și mintea ca să putem să pricepem ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească într-o zi ca aceasta, într-un moment ca acesta. Pentru cei din Biserica Emanuel, suntem la cina Domnului, la masa Domnului, la Sfânta Împărtășanie, dacă ești obișnuit cu acest termen. Și de aceea, noi urmărim un serial special pentru această ocazie pe care l-am intitulat Până va veni El. Mesajul de astăzi însă se intitulează Urmăriți ceasul Domnului. Urmăriți ceasul Domnului. Ca oameni, este drept și este corect să ne facem tot felul de planuri, tot felul de socoteli, tot felul de proiecte. Este drept și este corect să încercăm să privim în viitor, nu să ghicim viitorul, ci să avem o viziune pentru viitor dacă Dumnezeu este binevoitor cu noi și ne dă zile și viață, și sănătate. Dar câtă vreme nu avem o revelație specială în dreptul nostru ca să cunoaștem viitorul, în sensul timpului pe care îl avem la dispoziție, de aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, ceasul acesta pe care eu l-am la mână acum, l-am și pe masă ca să nu mă duc până la infinit cu vorbirea, ceasurile care le avem acasă, sunt bune ca să ne împărțim timpul, dar nu sunt ceasurile după care ne putem coordona și controla viața. Ceasul după care trebuie să mergem este ceasul lui Dumnezeu. Acest ceas al lui Dumnezeu, acest program al lui Dumnezeu trebuie să-l urmărim. Cine știe dacă mai poate prinde ziua de mâine? Cine știe dacă are clipa următoare? Cine știe dacă mai stă în picioare o oră? Cine știe câte minute sau cât mai are pe ceasul lui Dumnezeu? Deci Apostolul Pavel spune, relațiile voastre trebuie să fie relații diferite. Până va veni Domnul nostru Iisus Hristos, vrea să spun Apostolul Pavel, un singur lucru trebuie să vă caracterizeze, să vă iubiți unii pe alții.
Dar dragostea aceasta cu care vă iubiți, vă spune la altă parte, să fie fără prefăcătorie. Să fie o dragoste curată, sinceră. Și nu este o dragoste firească, ci este o dragoste care vorbește despre milă, despre simpatie, despre facere de bine, despre considerație pentru semen, despre considerație pentru viață înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, pentru că dragostea trebuie să mă urmărească tot timpul, ceasul Dumnezeu, dacă este scurt pentru mine, nu-mi face probleme. Ceasul Dumnezeu, dacă este scurt pentru tine, de aici încolo, nu trebuie să-ți facă probleme. Pentru că în momentul în care sună ceasul Domnului pentru tine sau pentru mine, suntem gata și putem să plecăm. Se duc oamenii de bine, observați? Se duc oamenii care lucrează pentru Domnul. Ne atinge inima, ne atinge mintea, ne ating simțirile, pentru că prietenii noștri, cei dragi ai noștri, se duc și pleacă. Uitați-vă la ceea ce Apostolul Pavel vrea să spună în pasajul acesta, sunt cel puțin patru adevăruri pe care le vom urmări pe scurt. Când te uiți la ceasul lui Dumnezeu, primul lucru care trebuie să te determine să-l faci, să mă determine să-l fac, să-l iau în considerație, este trezire. Este trezire. Lucrul acesta se vede în versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Primul lucru pe ceasul lui Dumnezeu este trezire. Este trezire spirituală. Este trezire la realitate. Este trezire în realitate. Oamenii trăiesc într-o lume iluzorie, cei mai mulți. De multe ori și cei ce vin la casa Domnului și spun că sunt creștini trăiesc într-o lume iluzorie. Dacă din când în când au făcut o faptă bună, dacă din când în când au intrat într-o biserică, dacă din când în când au mai făcut o rugăciune către Dumnezeu, ori dacă din când în când, după anumite tradiții, au plătit o slujbă înainte lui Dumnezeu, spun, suntem bine, sufletul meu este bine. Ca om al lui Dumnezeu, ca păstor, ca episcop, ca slujitorul Dumnezeu, vreau să-ți spun, nu este bine. Cuvântul acesta al Dumnezeu îți spune, nu este bine. Tu și cu mine trebuie să ne trezim din rutină, trebuie să ne trezim din mersul tradițional, trebuie să ne trezim din a vedea pe Dumnezeu ca un lucru de apucat, trebuie să ne trezim din a vedea sufletul nostru și viața noastră spirituală ca pe ceva de apucat și de a o pune pe plan secundar sau știu eu pe care plan în ocupația noastră înaintea lui Dumnezeu. Prioritate pentru tine și pentru mine în fața lui Dumnezeu este sufletul tău, este relația ta cu Dumnezeu. A fost un om despre care Mântuitorul Iisus Hristos spune că a fost binecuvântat atât de mult încât strângând, fermier se vede că era recolta lui imensă și a zis, îmi voi face hambare noi, voi construi altele mai mari, pentru că cele care le-am sunt neîncăpătoare pentru bunurile multe pe care le-am acumulat. Și după ce îmi voi face și îmi voi umplea hambarele acestea noi și multe, atunci voi sta pe pat și voi zice sufletului meu, suflete, bea și te veselește, pentru că ai de toate pentru multă vreme. Bietul om, el crede că pentru suflete e mălaiu, porumbul, hamburgerul și french fries. Acestea nu sunt pentru suflet. Acestea sunt pentru trup. Și acestea cu măsură, că faci colesterol. Sufletul nu se hrănește cu grâu și cu porumb. Sufletul se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu. Omul lăuntric, sufletul tău, sufletul meu, crește cu post și cu rugăciune, crește cu ascultare de Dumnezeu, crește cu o viață sfântă, cu neprihănire. Deci uite-te pe ceasul lui Dumnezeu, este timp să te trezești dintr-un mers rutinat înainte lui Dumnezeu, să mă trezesc și să ne întoarcem la Domnul cu toată inima. Uitați-vă în pasajul acesta, sunt două argumente pentru care se cere trezire. Primul este scurtimea zilei omului. Scurtimea zilei omului. Partea întâia versetului 12. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Când Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune noaptea aproape a trecut, nu uitați că Apostolul Pavel vorbește profetic. Și ceea ce vorbește el este următorul lucru.
Ceea ce revelează el este următorul adevăr. Noaptea, din perspectivă biblică, este intrarea omului prin neascultare în păcat. În momentul în care Adam a căzut în păcat, peste omenire a venit noaptea, a venit noaptea păcatului. Însă apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune: noaptea aceasta de aici încolo este de scurtă durată, vine Domnul Iisus Hristos a doua oară. Și de aceea, pentru că este scurtime în viața omului, în ziua omului, tu și cu mine trebuie să ne grăbim, să ne trezim din somn. Din somnul neascultării, din somnul tolerării răului, din somnul tolerării păcatului, din somnul indiferenței, din somnul unor relații bolnăvicioase cu Dumnezeu, din somnul unor relații bolnăvicioase în familie, din somnul unei trăiri nesfinte. Ziua ta este scurtă. Ziua mea este scurtă. Este timpul să vă treziți în sfârșit din somn. Ceasul lui Dumnezeu spune deșteptare, trezire. De ce? Scurtimea zilei omului se vede. Apostolul Pavel este foarte clar, de fapt este Duhul Domnului. Să vă treziți în sfârșit din somn, căci noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, se încheie cu perioada aceasta de păcat. Vine Domnul și instaurează împărăția lui glorioasă, când păcatul va fi nimicit de pretutindeni. Mărit să fie Domnul! De ce? Pentru că încă tu trăiești în această perioadă de zor. Spre zor suntem, trezește-te, trezește-te. Numai scurtimea zilei omului este argumentul pe care Duhul Domnului îl aduce apostolului Pavel în vederea trezirii tale și a mea, este urgența zilei Domnului. Partea 1, versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Timpul este foarte urgent, este foarte stresant. Chiar în cântarea care a fost la cor mai înainte, ați auzit pomenite numele acestea: Iran, Irak, Japonia, China. Situația lumii contemporane este o situație foarte stringentă. Situația lumii contemporane este o situație care strigă venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Urgența zilei Domnului este peste noi. Venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este mai aproape ca oricând. Este în generația aceasta în care tu și cu mine trăim. De aceea, frașe, surori, doamnelor și domnilor, stimați prieteni, trezire! Trezire! Ceasul Domnului este un ceas care vorbește despre trezire. Când te uiți pe cadranul lui, este primul lucru pe care îl citești. Al doilea lucru pe care ceasul Domnului îl indică până va veni Mântuitorul Iisus Hristos este curățire. După trezire, sigur, când te scoli dimineața, nu, următorul lucru te speli. Următorul lucru este curățire. Versetele 12 și 13. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Și apoi apostolul Pavel mai intră concret. Să trăim frumos ca în timpul zilei, și este vorba de ziua Domnului. De exemplu, mileniul este ziua Domnului. Mileniul este ziua Domnului, când tot pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mărilor de apele care îl acoperă. Niciun păcat nu se va găsi pe întreg pământul, pentru că Domnul Iisus Hristos va domni pe pământ. Să trăim frumos ca în timpul zilei, și atunci nu vor fi chefuri și beții, curvii și fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Curățire de ce? Apostolul Pavel are în vedere, prin Duhul Domnului în locul acesta, o curățire, după ce te-ai trezit din somn și ai zis: nu mai pot sta în rutina aceasta, nu mai pot sta în relațiile în care mă aflu, nu mai pot sta în gândirea în care mă aflu, nu mai pot trăi cu imaginația pe care mi-o permit, nu mai pot trăi cu relațiile cu biserica pe care le-am, cu relațiile cu mine, cu relația cu familia, cu relația cu Dumnezeu, nu mai pot trăi, trebuie să mă scol. Și când te scol, trebuie să te curățești. Apostolul Pavel învederează aici, prin Duhul Domnului, trei lucruri, și anume pune: dezbracă hainele nepăsării. Versetul 13, partea 1. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții. Dacă vă veți uita în Luca, capitolul 12, cu versetele 45 la 47, cuvântul Domnului spune: voi vă asemănați cu un slujitor, un ispravnic, un administrator, care are în subordinea lui câțiva slujitori. Și spune: rolul acestui ispravnic este să aibă grijă de bunurile stăpânului și să aibă grijă de slujitorii săi. Dar dacă acest ispravnic, spune Mântuitorul Iisus Hristos, zice: stăpânul meu întârzie să vină și el își petrece timpul în chefuri și în beții, în ospețe, neglijind administrația încredințată lui de stăpânul său, ce stăpânul va veni dintr-o dată peste el și pe ispravnicul acesta îl va nimici. Despre ce este vorba? Chefuri și beții?
Este vorba de haina nepăsării. Haina nepăsării. Dezbracă haina aceasta dacă încă ești în ea. Dă-o la o parte pentru că este o zdreanță. Dă-o la o parte pentru că haina aceasta miroase urât. Dă-o jos de pe tine dacă te-ai trezit din somnul păcatului, din somnul adormirii spirituale, cu adevărat dacă te-ai trezit. Pune jos, dezbracă haina aceasta nepăsării, chefuri, beții. Apoi, cealaltă haină este haina senzualismului. Partea a doua a versetului 13. Nu încurvi și în fapte de rușine. La cina Domnului se amintește lucrurile acestea? Da. Dumnezeu, prin Duhul Domnului, este Cel care a scris aceste lucruri și de aceea se pot aminti oricând și oriunde. Senzualism. Unii trăiesc doar pentru aceasta. Unii trăiesc doar pentru aceasta. Este o haină care trebuiește dezbrăcată. Și dacă este vorba de puritate, de puritate în acest domeniu al intimității, nu uitați, relația aceasta este numai între soț și soție. De aceea, indiferent ce spune Hollywoodul, indiferent ce spune societatea contemporană, indiferent ce se învață în școlile primare încă, începând de astăzi, în societatea în care trăim, cuvântul Domnului este Cel care rămâne în veac și rămâne în picioare. După cuvântul lui Dumnezeu va fi judecată lumea și nu după ce spune Hollywood-ul și nu după ce spun manualele școlare de astăzi. Fii sfânt. Păstrează-ți trupul sfânt. Păstrează sufletul sfânt. Păstrează-ți viața de familie sfântă. Și apoi este haina decadenței spirituale care trebuiește de asemenea dezbrăcată în acest proces al curățirii. Deci haina nepăsării, chefuri și beții, haina senzualismului, și haina decadenței spirituale, partea finală a versetului 13, unde cuvântul Domnului spune, nu în certuri și în pismă. Când este vorba de certuri și invidie, că aceasta este pismă, este un termen vechi pentru invidie, când este vorba de certuri și invidie, este vorba despre decadență spirituală. Cine se ceartă? Cei care se cred spirituali. Ați auzit bine? Pentru că pe aceștia nimic nu-i mulțumește, dar nimic nu fac. Nimic nu-i mulțumește, dar nimic nu fac. Fac un singur lucru, să ceartă. Găsesc sprijin de ceartă. Este decadență spirituală. Apostolul Pavel spune, haina aceasta trebuiește dezbrăcată. Haina aceasta trebuiește pusă la o parte și haina aceasta trebuiește aruncată ca să nu mai vezi niciodată, să nu mai îmbraci niciodată. Certurile și dezbinările sunt lucruri urâte în poporul Domnului, sunt lucruri urâte în familie, sunt lucruri urâte în societate. De ce este atâta problemă în biserici? De ce sunt atâtea probleme în familii? De ce sunt atâtea probleme în societatea contemporană? Tocmai datorită acestei stări spirituale decadente. În al treilea rând, Apostolul Pavel spune, după ce te-ai trezit, după ce te-ai curățit, îmbracă-te. Este îmbrăcare. Ceasul lui Dumnezeu arată îmbrăcare. Versetul 12 și 14. Versetul 12 și 14. Partea finală a versetului 12. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Iar în versetul 14 spune, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Cu ce să ne îmbrăcăm? Cu ce să ne îmbrăcăm? Două lucruri, spune Apostolul Pavel, pe care trebuie să le punem pe noi, ca să arătăm bine, să arătăm frumoși, ca viața noastră spirituală să fie în ordine, viața ta spirituală să fie în ordine. Primul este îmbracă haina mântuirii. Versetul 14, partea 1, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. În momentul în care ai primit mântuirea și în momentul în care ai făcut legământ cu Domnul Iisus Hristos prin botezul în apă că îl vei sluji până la moarte, în momentul acela te-ai îmbrăcat, spune cuvântul Domnului, în Hristos. De aceea, nu păta haina aceasta. Nu păta haina aceasta. Este o haină albă. Nu te dezbrăca de Hristos. Aceasta însemnează să porți chipul Lui. Să ai vorbirea Lui. Să ai faptele Lui. Să ai gândirea Lui. Să ai umblarea Lui. Să ai mâinile Lui. Să ai picioarele Lui. Să ai gura Lui. Să ai ochii Lui. Să vezi nevoia, să ai urechile Lui, să n-auzi glumele porcoase, să auzi strigătul de durere al cuiva. Să ai inima Lui, când a văzut mulțimile, i s-a făcut milă de ele. Să fii milos, îmbrăcat în Hristos. Când auzi de o nevoie, când auzi de un lucru bun pe care poți să-l faci, ca și Domnul Iisus Hristos, să te grăbești. Când este vorba de pace, căutați pace, alergați după ea. Întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Îmbrăcare,
Dacă vrei să arăți frumos, dacă vrei să ai, frate, cel mai frumos costum, îmbracă-te în Hristos. Surorilor, sunteți frumoase, îmbrăcate frumos, îmbrăcați-vă în Hristos. Îmbrăcați-vă în Hristos. Haina mântuirii și apoi puneți hainele de protecție, spune cuvântul Domnului. Partea finală a versetului 12 spune felul următor: și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să te îmbraci cu haina de protecție. Vedeți dumneavoastră armata și poliția umblă echipată cu haine de protecție. De ce? Pentru că rolul armatei și rolul poliției este acesta: să ocrotească populația pe care o reprezintă, a țării pe care o reprezintă. Ei sunt în linia de război continuă. Dați-mi voi să vă pun o întrebare. Nu suntem noi creștinii pe linia întâi de război în fiecare zi? Nu suntem? În fiecare zi. Tinerii sunt în război, nu unii cu alții, război spiritual. Familiile sunt în război, război spiritual. Bătrânii sunt în război, război spiritual. Și dacă la război te duci neechipat, dacă nu pui protecție pe tine, nu te îmbraci cu adevărul, nu te încinci cu adevărul, nu iai pe tine coiful mântuirii, nu pui platoșa credinței, nu iai în mâna ta sabia Duhului, în gura ta cuvântului Dumnezeu, dacă în inima ta, în inima mea nu clocotește Duhul Dumnezeului celui viu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, la prima șoaptă a celui rău poți să cad, la prima șoaptă a celui rău poți să canzi. Deci cuvântul Domnului spune, procesul acesta de îmbrăcare este un proces meticulos. Pune haina mântuirii și pune haine de protecție. Stai sub protecția lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în Efeseni, capitolul 6, am să citesc pasajul acela, pentru că foarte mulți nu înțeleg ce vrea Apostolul Pavel să spună, dar cuvântul este explicat în sine. Zice în felul următor: îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Este vorba despre stratificarea lumii demonice care vine împotriva ta și împotriva mea și se folosește apoi de guvern, se folosește de familie, se folosește de frași, de surori, dacă poate să-i amăgească, se folosește de mine sau de tine dacă nu sunt vegheator. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar cum? Având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și cum? Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Mai adăugați la ea și post și suntem echipați bine. Amin? Și în final, frați și surori, în al patrulea rând, ceasul Dumnezeu spune o alipire la disciplină. O aderare, dacă vreți, la disciplină. Versetul 13. Să trăim frumos, ca în timpul zilei. Ce însemnează? Aceasta însemnează două lucruri. În primul rând, credinciosul trebuie să aibă o viață sfântă, decentă. Trăiește frumos. Trăiește frumos. Dacă te mănâncă limba, roagă-te Domnului să-ți o sfințească. Dacă îți scapără ochii, învață de la Iov 30:1, spune: făcusem legământ cu ochii, fă legământ cu ochii, să nu-mi arunc privirea spre o fecioară, spre o femeie, spre un bărbat, spre... Fă legământ cu ochii. Dacă ai probleme cu ochii, dacă ai probleme cu mâinile, fă legământ cu mâinile, le dau în mâna și în grija Domnului, sub puterea lui Dumnezeu. Trăiește decent, trăiește frumos.
Dacă ai probleme cu picioarele și te poartă unde nu trebuiește, te poartă în baruri, te poartă în discoteci, te poartă, știu eu, în cazinouri, te poartă nu știu în ce lucruri, fă legământ cu Dumnezeu, dă-le în grija lui Dumnezeu. El, spune Sfânta Scriptură, sfințește trupul, sufletul și duhul și numai el o poate să facă. De aceea, fă legământ cu Dumnezeu, purtare sfântă, activitate sfântă și decentă. Și cel de-al doilea aspect este să ne păstrăm integritatea de fii ai săi. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Nu în certuri, nu în beții, nu în senzualism. Să ne păstrăm integritatea de fii ai lui Dumnezeu. Suntem chemați, prin harul Domnului, să fim o epistolă vie, spune cuvântul Domnului, citită de toți oamenii. Și ca să poată să citească lumea din jurul meu, să poată să citească familia, în primul rând, să poată să citească Biserica lui Hristos în mine, pe Dumnezeu, chipul lui Hristos, eu trebuie să mă port cu integritate, trebuie să mă port ca om al lui Dumnezeu, cu caracter sfințit, cu roada Duhului în mine. Frați și surori, doamnelor și domnilor, până va veni Domnul nostru Iisus Hristos, haideți să urmărim ceasul Domnului. Nu ceasul tău, ceasul lui Dumnezeu. Și ceasul lui Dumnezeu, dacă n-ai ținut minte mesajul de acum, cel puțin două aspecte arată. Scurtimea zilei omului, noaptea aproape a trecut. Și urgența zilei Domnului, se apropie ziua. Vine Mântuitorul Iisus Hristos. Și dacă poți să faci ceva pentru Domnul, fă astăzi, nu mâine. Dacă poți să fii bun, fii bun astăzi cu soția ta, cu soțul tău, cu biserica, cu semenul tău, nu mâine. Dacă poți să gândești frumos, gândește astăzi și supune-ți gândurile tale, fă-le rob ascultării de Hristos. Dacă poți să întinzi mâna undeva și să fie o binecuvântare, fă-o astăzi, nu mâine. Dacă poți să stai la masa Domnului, nu spune luna viitoare, acum este timpul să stau la masa Domnului ca să primesc putere din Dumnezeu. Pentru că cine mănâncă din trupul Lui și bea sângele Lui are viață. Și ce fel de viață? Este viață din belșug. Este viață din belșug. Pune la inimă cuvintele acestea, urmărește ceasul Domnului, nu uita că Domnul te urmărește pe tine și pe mine. Și umblă și haide să umblăm după ceasul lui Dumnezeu și nu după ceasul oamenilor. Amin.